Duminică, în satul Capidav, a avut loc distribuirea donațiilor din cadrul campaniei Îmi pasă de aproapele meu. Acțiunea umanitară a fost inițiată de Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională, în colaborare cu Asociația Historia Renascită, Geto Dacii Subcarpatici și Asociația de Reconstituire Istorică Vivat Tomis, și are ca scop întrajutorarea unor familii defavorizate. După actul caritabil a avut loc evenimentul de vorbă cu dacii și romanii. A fost o adevărată lecție de istorie vie, duminică, pe malul Dunării, în apropiere de cetatea Capidava. Alături de asociațiile de reconstituire istorică, cei prezenți au învățat să tragă cu arcul, dar și cum să-l confecționeze. Au învățat diverse lucruri despre cum să supraviețuiască în pădure, să pescuiască și, de asemenea, să străbată diferite circuite tip crossfit. Nu au lipsit nici atelierele meșteșugărești ale dacilor și ale romanilor, fierărie, pielărie, sculptură, olărit și gastronomie. La Capidava, pe malul Dunării, Fundația pentru Dezvoltare Locală și Regională și prin filiala sa din regiunea de sud-est, împreună cu Asociația Culturală Viva Tomis, ca și Asociația Culturală Renascita Dacica, au organizat în cadrul campaniei Îmi pasă de aproapele meu strângerea de donații, constând în bunuri, jucării, haine, care au fost împărțite la peste 7 familii sărace din satul care este lângă cetatea Capidava, în comuna Topalu, județul Constanța. Noi dorim împreună cu cele două asociații și cu autoritățile publice locale să promovăm un proiect de dezvoltare regională pentru Capidava, să continuăm proiectul de restaurare al cetății, dar și de susținerea unor meșteșuguri artistice tradiționale, cum ar fi textilele, olăritul, prelucrarea artistică a lemnului, dar și susținerea tradițiilor și obiceiurilor locale, mai ales că comunitatea este formată și din români, dar și alte minorități naționale, cum sunt tătarii și turcii musulmani, dar și alte minorități prezente în Dobrogea. Și proiectul va fi nu doar pe Capidava, ci vom include și alte localități din zonă, ca să fie un popas pentru turiștii care merg sau vin de la mare. Organizatorii spun că scopul principal al evenimentului a fost unul umanitar și a fost atins cu succes, iar organizarea unei tabere de istorie antică în care au fost puse în practică activitățile sportive și culturale interactive în aer liber nu a făcut altceva decât să le ofere celor prezenți o lecție de istorie pe care nu o vor uita niciodată.